Oamenii când erau în ultima clipă de disperare, ai noștri frați români le-au întins mână de ajutor. Asta au fost ceea ce n-am putut să spunem în cuvinte, nici nu putem spune. Atât pot să spunem întregii românii, le mulțumim că ne-au învățat cum să trăim pentru Dumnezeu și pentru aproapele. De aceea vă mulțumim pentru că știu că mulți români, frați ai noștri, poate au luat ultima bucățică de la gură, să știți. Eu știu cum e viața astăzi. Nu au toți îndestulat. Ceea ce au făcut românii, cum au întâlnit pe cei care se duceau de aici și cum trimit zilnic mașini încoace cu ajutoare. Bunul Dumnezeu să binecuvânteze țara României și orice suflet care locuiește acolo cu sănătate, cu pace și dea bunul Dumnezeu ca niciodată să nu știe de război, de suferință, de necaz, să nu vadă atunci când stau morți, n-are cine îngropa, sau mamele care plâng lângă sicrie, sau copiii care au rămas pe drumuri străini. Deci, la noi avem 415 copii ai noștri. Acum au venit două case de copii, unul au venit la președintele țării și o casă de copii care de acolo acum au rămas, acolo au distrus totul, nu mai a rămas nimic. De unde mai exact? Kramatorsk. Din Kramatorsk, din Donetsk. A doilea casă noi îi trimis de președintele țării și așa rămâne, știți? Noi am primit cu dragoste ori pe cine n-ar veni. Au trecut prin mănăstirea noastră mai mult de 8.000 de persoane, de refugiați care au fost, dar care au trăit două zile, care trei zile, dar acum nu mai avem nici locuri, suntem plini totul, și în poduri, și în clopotnițe, și toți suntem plini. Am eliberat o casă la Molnița ca să putem primi copii ăștia, că au venit într-o stare foarte grea. Foarte grea stare au venit copiii. Când au ajuns, acum se începe a întări și începe ca doctorii să lucreze cu copiii, să fie totul bine. Sunt micuți și e foarte starea grea, știți. Ceea ce ați făcut și ceea ce fac poporul credincios și binefacerile acestea care le-au dăruit, eu așa am rugat și rog pe toți să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie. Ni greu. Vă cred. Asta este cel mai mult. Asta ne lipsește, dacă poate să înțeleagă și cerul și Dumnezeu, să nu mai plângă copiii pe drumuri, să nu plângă poporul acesta. Voi nu știți în ce stare vin oamenii aici, în ce stare merg la frontieră. Și de asta m-am bucurat cum îi primiți dincolo și cum mâncare și cu un zâmbit și cu un cuvânt bun. Să știți că nimic nu va rămâne fără răsplată. Deci asta vă rugăm să ne îmbrățișați, să ne țineți în rugăciuni și să aveți grijă. Asta este cel mai mult ce putem ca să vă rugăm. Familii, femei, tineri, copii mici, copii mai mari, care n-au unde pune capul până dimineață, până se duc a doua zi unde au în altă țară, unde au demers și sau să-i găzdim pentru mai mult timp. Am căutat și mănuși, cumpăram mănuși pentru copii mici, deci în Suceava, cel puțin într-o zi, am cumpărat toate mănușile din Suceava, care erau. Era foarte frig afară și ciorapei la fel. Și tot ce era nevoie, ce am simțit noi, că e nevoie pentru ei, aia. Noi n-am trecut prin așa stări grele ca data asta. Când am ajuns în vamă și am văzut ceea ce făceau dincolo, ne-a rămas pentru toată viața amintiri și istorie care vom povesti și la copiii noștri, sau nepoți, sau strănepoți, ceea ce au putut face și cum ar trebui ca să fim în vremurile acestea. Cu un grup din București, de imobiliari, Urbanis Solidaritatea, s-au întrunit și au văzut necazurile care sunt în Ucraina și s-au gândit să adune cât pot ei din fondurile lor. Și au adunat 20 de tiruri. L-am luat pe Sergiu Lucan de la Euroluc. El a organizat transportul de la București la Suceava. Încă din prima seară, când a început războiul, am fost prezent în Vama Siret și m-a marcat foarte mult faptul că am văzut femei singure cu copilașii lor de mână, doar cu o gentuță în spate, și mă gândeam că mâine, poi mâine, putem fi chiar și noi în aceeași situație. Și cum aș fi procedat eu? Sau oare ce aș fi făcut eu? Ce ar fi fost în sufletul meu dacă îmi lăsam familia, soția și copilul plecând de acasă și neștiind dacă ne mai revedem sau nu?
lucrul ăsta m-a marcat enorm de mult și de atunci am decis că trebuie să fac ceva. De la Suceava, de la depozitul nostru, am început livrarea către diferite centre de refugiați, atât din județul Suceava, cât și din Ucraina, din Cernăuț. Așa am ajuns și aici la dumneavoastră, la așezământ și la centru mitropoliei de la Cernăuț, la centru de colectare al guvernului din Cernăuț. Chiar am fost și prin sate aici. Ne bucurăm că putem ajuta și na, în același timp ne pare rău că nu putem fi cu un ajutor mai mare decât acesta.